Foarte intrigant și enervant materialul de la Capricci. Julian a încercat tot timpul să îl tragă de ureche pe Roberto, pentru că vezi, Doamne, nu știu ce, că Roberto nu știe ce înseamnă prieten cu beneficii, că Roberto suntem maturi și toți știm ce înseamnă prieten cu beneficii. Sabrina, la fel, încearcă să ia apărarea Juliei, deși eu cred că n-ai cum să îi iei apărarea cuiva decât dacă nu ai trecut și tu pe acolo și cumva te identifici cu situația respectivă. Puh, eu de când nu știu femeile în general, o femeie normală nu are cum să aibă relații sexuale decât atunci când este implicată emoțional. Dacă poți întreține relații sexuale nefiind implicată emoțional, atunci cumva nu mai ești o femeie normală și te numești o femeie ușoară. Că de asta avem mai multe categorii, da? Deci o femeie normală, cu frică de Dumnezeu, cu credință, cu ce vreți dumneavoastră, cu educație, întreține relații sexuale atunci când sunt implicate emoțional, sentimental, are sentimente pentru omul respectiv. Nu așa te duci și desfaci picioarele pentru oricine. Nu mai ești. Ești o femeie ușoară și punct. Eu așa știu de la părinții mei. Așa am fost eu educată. Dumneavoastră cum știți?